Puts his arms around us. E ca și cum Dumnezeu însuși ne-ar îmbrățișa cu brațele lui. And it is just like he calls us into his fellowship. E ca și cum el însuși ne cheamă în părtășia lui. When a man and a woman, când un bărbat sau o femeie, a married couple, un cuplu de oameni căsătoriți. I'm talking about a married couple. Vorbesc despre oameni căsătoriți. When they hug themselves. Când ei se îmbrățișează unul pe celălalt. There is koinonia. Acolo e koinonia, there părtășie. There is a fellowship. Este această părtășie. There is an intimacy. Este acea intimitate. It's very intimate. Este foarte intimă they situația. Are very close. Ei sunt foarte apropiați. Coming back to this very scripture. Dar întorcându-ne înapoi la acest verset. Here it says more. Iată că spune mai mult acest cuvânt. It's not only the intimate fellowship with one another. Nu numai la relația și părtășia aceea intimă unii cu alții ne cheamă Domnul. It's not only the intimate fellowship with Christ when we worship Jesus. Nu numai părtășia aceea intimă cu Iisus Hristos când ne închinăm lui. There is one more step. Dar mai este un pas. God calls us into the fellowship with Christ. Dumnezeu ne-a chemat la părtășia cu Fiul Său. Now, if we have fellowship with Christ, we do what Christ is doing. Și dacă avem părtășie cu Hristos, noi facem ceea ce face Hristos. If my brother, he does something, dacă fratele meu face ceva, and I'm going to join him and I follow him, și I'm mă a fellow of mă unesc cu el, îl urmez, a follower, atunci sunt unul care îl urmează. I want to help him doing what he's doing. Aș vrea atunci să-l ajut să facă ceea ce face el. Now when it comes to salvation. Când ajungem la mântuire. And Jesus said very clearly, I came that this world may be saved. Și Iisus a spus, am venit pentru ca lumea să fie mântuită. And I said it already when he hung on the cross. Și am spus deja că atunci când el a stat pe cruce. And when he cried out, it is finished. Și când a strigat de acolo, s-a isprăvit. Yes, in a way salvation was signed and sealed. Da, într-un fel mântuirea a fost pecetluită acolo. Jesus did 100% job at the cross. Iisus a făcut lucrarea 100% întreagă acolo pe cruce. And there is nothing in salvation that you or I și nu mai este nimic în mântuire pe care tu sau eu putem să mai facem. There is nothing you can add to the salvation of Jesus Christ. Tu nu mai poți să adaugi nimic la mântuirea pe care a făcut-o și a săvârșit-o Iisus. So you say, what's your point? How can we have fellowship in the salvation? Și atunci poate zici, care e punctul tău? Cum putem avea părtășie în mântuire? Now if Jesus would die on the cross. Dacă Iisus a murit pe cruce. And nobody would know about it. Dacă Iisus ar fi murit pe cruce și nimeni n-ar fi știut despre asta. Salvation would happen only at the cross. Atunci mântuirea ar fi avut loc numai acolo la cruce. But salvation must happen in the hearts of the people. Amen. Dar mântuirea trebuie să aibă loc în inimile oamenilor. Amin. Salvation must happen in the hearts of the people. Mântuirea trebuie să aibă loc în inimile oamenilor. Do you understand what I'm saying? Înțelegeți voi ce spun? Can you follow me? Puteți să mă urmăriți? Let me see your hand if you understand what I'm talking about. Salvation is an act of the heart of the people. Mântuirea este un act care se produce în inima oamenilor. God has made provision from his side. Dumnezeu a pus la dispoziție proviziile necesare. There is nothing to be added, it is 100%. Nu mai trebuie să adăugăm nimic pentru că el a desăvârșit 100%. And yet God wants us to join in participation. Și totuși Dumnezeu vrea să fim părtași, să participăm la aceasta. To participate in the salvation of this world. Să participăm la mântuirea lumii acesteia. Now how can you and I participate in salvation? Cum poți tu și cu mine să participăm la mântuire? Acts 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fapte 2, 3, 4, 5, 6, 7. And so on. Și așa mai departe. How did it happen? Cum s-a întâmplat acolo? How did the news go out to the world? Cum s-a dus vestea mai departe în lume? How did the church start? Cum a început biserica? And they went out and preached the gospel everywhere. Și ei au plecat și au propovăduit pocăința pretutindeni. If they would have stayed in Jerusalem. Dacă ei ar fi rămas în Ierusalim. The gospel would have stayed in Jerusalem. Evanghelia ar fi rămas și ea în Ierusalim. 1906. În 1906, when there was a mighty outpouring of the Holy Spirit in America and Azusa, când a fost o revărsare deosebită a Duhului Sfânt pe Azusa Street în America, God shook this place in a mighty way. Dumnezeu a scuturat locul acela într-un mod deosebit. If these people who were really
dipped into the fire of God. Și oamenii aceia care au fost cu adevărat scufundați în focul lui Dumnezeu. Would have stayed in this room. Dacă oamenii aceia ar fi stat acolo închiși în biserica aceea, în clădirea aceea. The fire of God would have stayed in this room. Focul lui Dumnezeu ar fi rămas și el acolo în clădirea aceea. And if these people present in this room would have died. Și dacă oamenii aceia din clădirea aceea ar fi murit, the fire would have died. Focul ar fi murit cu ei odată acolo. How did the Holy Spirit fire come to Romania? Dar cum a venit focul Duhului Sfânt în România? Because the people didn't stay in Jerusalem. Pentru că oamenii n-au stat liniștiți în Ierusalim. They didn't stay in Israel. Ei n-au stat în Israel. They didn't stay in Azusa Street. Ei n-au stat în Azusa Street. It didn't stay in America. Ei n-au stat în America. It moved over to Romania. Ei s-au mișcat și s-au mișcat până au ajuns în România. Now in the past centuries. Acum în ultimele secole. It seems to me like the Holy Spirit has been condensed. Se pare că Duhul Sfânt a devenit din ce în ce mai dens în lucrarea sa. And kept as the best kept secret in the world. Și secretul cel mai bine păstrat din lumea aceasta. I believe the gift of the Holy Spirit is the best kept secret in the world. Eu cred că darul Duhului Sfânt este cel mai bine păstrat secret din lumea aceasta. It is time that this power of God. Este însă vremea ca această putere a lui Dumnezeu. Starts moving out of the stadium. Să înceapă să se miște din stadionul acesta spre afară. I believe tomorrow. Eu cred că mâine. And on Sunday night. Și apoi duminică seara. The fire of God will fall. Focul lui Dumnezeu se va coborî. And will be going out. Și noi vom pleca de aici. Out of the stadium. Din stadionul acesta. Into Timișoara. Timișoara, all over Romania, apoi în toată România, into the neighboring countries, apoi în țările din împrejurimi. This is the purpose of the fellowship of God. Acesta este scopul părtășiei cu Dumnezeu. We join into the salvation. Noi suntem chemați să ne unim în mântuire. By spreading what Jesus Christ has done. Ducând mai departe vestea ceea ce a făcut Iisus Hristos. It is our, it's your and my responsibility. Este responsabilitatea ta și responsabilitatea mea. But what can we share? Dar ce putem să facem? What do we have to share? Ce avem noi să le ducem oamenilor? It's not the word by itself. Nu cuvântul în sine. We can only give. Noi putem să dăm. What we have received. From Jesus. Numai ceea ce am căpătat de la Iisus. I tell you this generation. Pot să vă spun că generația aceasta is fed up with religion. Este sătulă de religii. I believe this generation. Eu cred că generația aceasta is fed up with speeches. Este sătulă de predici și de vorbiri. They don't want to be calmed down anymore. Ei nu mai vor să fie reduși la tăcere. They don't want to play church anymore. Ei nu mai vor să se joace de biserică. This generation needs salvation. Eu cred că generația aceasta are nevoie de mântuire. And salvation only comes to Jesus Christ. Și mântuirea vine într-un singur fel, prin Iisus Hristos. So what this generation needs is Jesus Christ. Așadar, ce are nevoie generația aceasta are nevoie de Iisus Hristos. And if you and me, we have Jesus Christ in our lives. Și dacă tu și cu mine l-avem pe Iisus în inima noastră. And we don't take it out of our church walls. Și dacă noi nu-l scoatem afară din băncile bisericii noastre. We don't take it out of the stadium barriers. Dacă nu-l ducem dincolo de stadionul acesta. We have the most wonderful message in the world. Noi avem cel mai minunat mesaj din lumea aceasta. And the world still goes to hell. Și lumea se va duce totuși în iad. In order to go out. Însă noi trebuie să ne ducem afară. We must receive. Trebuie ca să putem să mergem afară, întâi trebuie să primim. We must receive his word. Trebuie să primim cuvintele lui. We must receive his power. Și trebuie să primim puterea lui. I see many people. Văd mulți oameni. They go to a conference. Se duc la conferințe. They are very excited. Sunt foarte încântați. Oh, they have been kind of ignited. Oh, sunt parcă aprinși de foc. And they have received direction where to go. Au primit viziune și direcție încotro să apuce. Maybe God has spoken prophetically into your life. Poate că Dumnezeu a vorbit în mod profetic în viața ta. Oh yes, I know exactly what's happening. Oh da, eu știu exact ce se întâmplă. I know exactly where to go. Eu știu exact unde să mă duc. And here comes the first problem. Și iată aici apare prima problemă. Here comes the first obstacle. Apare primul obstacol. And we say, well, but Lord, you have sent me to this place. Și noi poate zicem, oh Doamne, dar tu m-ai trimis.
închis în locul acesta. How can it be that there is a problem now? Cum se poate să fie o problemă acum? I tell you, when you see problems, you are on the right track. Vreau să vă spun, atunci când întâlniți probleme în cale, sunteți pe drumul cel bun. I want to make one thing very clear. Vreau să fac foarte clar un lucru. Whoever tells you, you know, if you come to Jesus and follow Jesus, oricine ți-ar spune, dacă vii la Isus, dacă îl urmezi pe Isus, there is no more problem, there is no more nothing. Nu mai ai probleme, scapi de toate necazurile. Then watch out. Atunci îți spun, fii atent. This is not what my Bible tells me. Pentru că nu asta îmi spune mie Biblia. You know, when everything goes so wonderful, perfectly right. Atunci când toate merg minunat, când totul este aranjat bine. With one hand I praise God. Cu o mână îl laud pe Domnul. With the other hand I'm scratching my skull. Și cu cealaltă mă scarpin în cap. And I say, is everything still on track? Are we right? Și zic, oare sunt pe direcția cea bună? Chiar sunt în regulă? Because if you go, let me put it this way. Lăsați-mă să o pun altfel. If a bear, dacă un urs sees honey, vede miere undeva, and goes to the shop, și se duce la magazin, there is no problem. Nu-i nicio problemă. Because the people are afraid, they run away. Pentru că oamenii din magazin se tem și o iau la fugă. But if he goes into the beehive, dar dacă se duce la prisacă unde sunt stupii, a million bees are coming. Și vin milioane de albine către urs. Now if we are after souls, acum vreau să vă spun ceva, noi căutăm suflete. The devil won't like it. Și diavolului nu-i place când noi căutăm suflete pentru mântuire. He will try everything and anything. El va căuta orice mijloace. And now if we come with our own ideas. Dacă venim cu propriile noastre idei. Oh, we come by our own power. Dacă venim cu propria noastră putere. And suddenly we see the devil rising up like a giant. Și dintr-o dată îl vedem pe diavolul că se ridică ca un uriaș. Immediately we feel our own impossibilities. Dintr-o dată începem să simțim imposibilitățile noastre. And we turn around. Ne întoarcem atunci. And we say, oh, maybe we should take this route. Și zice, oh, zici, poate ar trebui să iau în direcția cealaltă. Maybe I should take this route. Poate ar trebui să iau pe drumul celălalt. I want to talk for 2 minutes to young people. Vreau să vorbesc pentru 2 minute tinerilor. Young people. Tinerilor. If God speaks to you. Dacă Dumnezeu vă vorbește. Don't leave the track. Nu părăsiți cărarea. Many people they come to me. Mulți oameni au venit la mine. After 2-3 years God has spoken to them. După 2 sau 3 ani Dumnezeu le-a vorbit. And they move on very good. Și ei au mers destul de bine. There comes a problem. Au ajuns în fața problemelor. They are very very much hesitant whether this is right. Și dintr-o dată au ajuns foarte ezitanți în ceea ce făceau. Has God really spoken? Oh, oare chiar mi-a vorbit Dumnezeu? Is this really true? Oare chiar e adevărat ce am auzit? How can I trust God? Cum pot oare să mă încred pe deplin în Domnul? They turn around. Se întorc. And they go for a certain distance into this direction. Și atunci apucă în direcția cealaltă pentru o distanță anume. Another problem arises. Și iată o altă problemă le iese înainte. Oh, no, this cannot be the way. Oh, nici aceasta nu poate fi. They turn around this direction. O iau în direcția cealaltă. Oh, there's another issue. Oh, și acolo e o problemă. And they turn around again. Și iau în direcția cealaltă. And after a certain time. Și după câteva drumuri de acestea. They find themselves exactly on the right spot. Se regăsesc exact în locul din care au plecat. On the same spot they started off. În același loc din care au plecat. And years have passed and nothing happened. Au trecut ani și nu s-a întâmplat nimic. Matthew 24:35. Matei 24:35. It says heaven and earth will pass away, will disappear. Spune cerul și pământul vor trece. But my words remain forever. Dar cuvintele mele nu vor trece, ci vor rămâne veșnic. If God speaks, dacă Dumnezeu vorbește, he will keep his promises. El își va ține cuvântul. For God never changes. Pentru că Dumnezeu niciodată nu se schimbă. Jesus Christ the same yesterday. Iisus Hristos este același ieri. And the same today. Același astăzi. And the same tomorrow. Și același și mâine. Amen. Amin. Everything is subject to change on this earth. Totul este supus schimbării aici pe pământ. Nothing remains the same. Nimic nu rămâne la fel. But Jesus Christ is steadfast forever. Dar Iisus Hristos rămâne același în vecii vecilor. I think I mentioned it already once when I was preaching in one of the churches. Cred că am menționat deja lucrul acesta predicând într-una dintre biserici. When we were little children. Când noi eram copii mici. When we came home we had to take off our shoes. Veneam acasă, trebuia să ne descălțăm. And we had a little piece of carpet, a rug underneath. Și aveam așa un covoraș mai mic pe care puneam pantofii. So in front of the door we had to stand on this rug. În fața ușii stăteam pe covorașul acela.
And we had to take off our shoes. Ne scoteam pantofii. Now my older brother, we were three in the family. Și frații mei mai mari, eram trei în familie. And my older brother, he was standing behind me. Fratele meu mai mare stătea în spatele meu. And when I bent down, și când mă aplecam, he pulled the rock underneath my feet. El îmi trăgea așa una sub picioare ca să mă întorc peste cap. And I fell on my butt. Și întotdeauna picam. Și plângeam. I was crying. Și plângeam. The next moment my mother came out. Momentul următor venea mama. She didn't ask many questions. Nu punea mama multe întrebări. She seen me on the floor. Mă vedea picat acolo crying. Jos. Plângând. She has seen my brother smiling. Îl vedea pe fratele meu în spatele meu râzând. Slap, my brother was slap. Și începea să-i dea palme. Now, this is a child story. Asta e o poveste din copilărie. But this is exactly what happens in many of Christians' lives. Dar exact așa se întâmplă în viețile multor creștini. We make a very nice and comfortable church. Noi ne facem o biserică foarte drăguță și confortabilă. We come to the service on Sunday morning. Venim la adunare duminica dimineața. And it's all so wonderful and it's right so. Totul ne place că e minunat, toate sunt rânduite. But on Monday we believe we can export the rug of the carpet of the church. Dar lunea ne vine să credem că putem lua covorașul acela al bisericii. And then we take a piece of this church meeting into our office. O bucățică din adunarea aceea și o ducem în biserica noastră. And the devil comes and he pulls the rug. Și vine diavolul și ne dă una trăgând covorașul de sub noi și picăm. I want to tell you one thing. Vreau să vă spun un lucru. Don't look for any security in this world. Nu căutați siguranță pe drumul acesta. No position can give you security. Nici o poziție nu-ți poate da siguranță. No title can give you security. Nici un titlu nu-ți poate da siguranță. We heard Pastor Bonke say. L-ați auzit pe pastorul Bonke zicând. Three doctors and professors won't give you security. Nici trei doctorate și diplome nu-ți vor da siguranță. In effect, most of the unemployed in Germany, or many of the unemployed in Germany. De fapt, în Germania, cei mai mulți șomeri neangajați. Right now have academic titles. Sunt oameni cu titluri academice înalte. I tell you there is only one thing that is solid. Pot să vă spun că este un singur lucru statornic. It's Jesus Christ, the rock of all ages. Este Isus Hristos, stânca veacurilor. Jesus Christ, the rock of all ages. Isus Hristos, stânca veacurilor. Who never shakes or moves. Care niciodată nu este clătinat. And I want to tell you one thing. Și vreau să vă spun un lucru. If I have the choice of standing on a piece, the most delicate and expensive Persian carpet. Dacă aș avea ocazia să stau pe bucata cea mai scumpă de covor din lumea aceasta. Or I stand on the rock and his word. Sau să stau pe stânca aceasta pe cuvântul Domnului. If we stand on the word of God, oh, which never fails. Dacă noi stăm pe cuvântul lui Dumnezeu, nu vom cădea niciodată. This is the most secure thing in the world. Acesta este lucrul cel mai sigur din lume. Let's go back and stand on the rock Jesus Christ. Haideți să ne întoarcem, să așezăm picioarele noastre pe stânca Iisus Hristos. Who never changes. Care nu se schimbă niciodată. Who never fades away. Care niciodată nu este clătinat. Because again he's the same yesterday, pentru că today, din nou el este același ieri, astăzi and ever, și în veci, and ever. Și în veci, vecilor, și în vecii vecilor, ziceți amin. Hallelujah. Hallelujah. If we stand on these promises of God. Dacă noi stăm ferm pe aceste făgăduințe ale Domnului. Thousands before us have experienced it. Mii de oameni înaintea noastră au experimentat. When we take the microphone on the stage. Când noi luăm microfonul aici pe platformă. We have nothing. Noi n-avem nimic. We cannot pay for your healing. Noi nu putem plăti pentru vindecarea ta. We cannot make you receive the Holy Spirit. Noi nu putem să vă facem să primiți voi Duhul Sfânt. All we do when we preach the gospel. Tot ce putem face când predicăm Evanghelia. Is we trust. Este să ne încredem. All we do is trust. Tot ce putem face este să ne încredem. When you go out under the empowerment of the Holy Spirit. Când tu pleci cu puterea, sub puterea aceasta a Duhului Sfânt. There is nothing that can help you. Nimic nu-ți poate veni în ajutor. But to trust in Jesus Christ. Decât încrederea în Iisus Hristos. When we look into the New Testament. Când ne uităm în Noul Testament. When we look in the healing into the healing. Când ne uităm la minunile de vindecare făcute de Domnul Iisus sau ucenicii săi. What do we hear? Ce auzim? Silver and gold I have none. Aur și argint n-am. I mean they could never heal somebody with silver or gold cu alte cuvinte, or money. Ei n-au putut să vindece pe nimeni cu aur, argint sau cu alte lucruri. I mean Paul, he was a very very educated man. Cu alte cuvinte, Pavel a fost foarte foarte educat ca om. And never I read once in the Bible. Dar niciodată n-am citit în Biblie that he came and said
că el ar fi venit să zică: Now by my education acum, I'm coming and healing you. Datorită școlilor mele înalte vin să vă aduc vindecarea. All they did was, tot ce a făcut el a fost, in the name of Jesus, rise and be healed. Hristos, scoală-te și umblă. In the name of Jesus, în numele lui Iisus, these demons shall be cast out. Demonii să iasă afară. In the name of Jesus, în numele lui Iisus, the chains shall be broken. Lanțurile să fie rupte. And the captives shall be set free. Și cei ținut sub stăpânirea celui rău să fie eliberați. In the name of Jesus, în numele lui Iisus, the bondages shall be loosed. Orice legături să fie rupte. Addicts shall be free. Cei robiți să fie eliberați. In the name în of Jesus Christ, Iisus Hristos, on whom we trust. În care ne încredem noi. Don't trust on your own experiences. Nu te încrede în propriile tale experiențe. Don't trust on your own assessment. Nu te încrede în ceea ce ai tu, în apanajul tău. I tell you one other secret. Îți mai spun un secret. And even though it's negative, I want to use it this morning. Chiar dacă este negativ, aș vrea să folosesc acest exemplu. Whenever I see somebody sick, ori de câte ori văd pe cineva bolnav, and he's seeking help, și caută ajutor, I'm willing to pray. Sunt gata să mă rog. And I tell you, și vreau să vă spun, I must admit, trebuie să recunosc, not everybody has been healed. Că nu toți cei pentru care m-am rugat au fost vindecați. And yet I say, și totuși zic, when somebody comes and is sick, când cineva vine bolnav, and he asks for to be prayed for, și cere să se facă rugăciune, I only have one belief. Eu am o singură credință. That God wants to heal. Că Dumnezeu vrea să vindece bolnavi. I don't think about the 10 or 100 or 1000 that have not been healed. Nu mă gândesc la zecile sau sutele sau miile care n-au fost vindecați. I just take the word of God. Ci iau cuvântul lui Dumnezeu. Where Jesus Christ himself calls us. Unde Iisus Hristos însuși ne cheamă. To go out. Și ne spune să ne ducem. And in his name, ca în numele lui să vindecăm bolnavi. And preach the gospel to those să that are lost. Să predicăm evanghelia către cei pierduți. I quickly want to move on to the last point. Și foarte repede aș vrea să trecem la ultimul punct. We are called to go. Noi suntem chemați ca să mergem după aceea. And we are called to go, but before we go, we must receive. Trebuie să mergem, dar înainte de a merge trebuie să primim. Acts 1:8. Fapte 1 cu 8. But you will receive power. Și voi veți primi o putere. When the Holy Spirit comes upon you. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. You will receive. Voi veți primi. We will receive. Noi vom primi. When we read the Greek word. Când noi citim cuvântul grecesc de aici. Quickly again a short Bible study. Foarte repede un scurt studiu biblic. Here the word lambano or lambana is being used. Aici este cuvântul lambano sau lambana. Receive, primește. For a certain purpose. Aceasta înseamnă să primești cu un scop anume. To receive something for a very specific purpose. Să primești ceva cu un scop foarte precis. Now if I come home, acum dacă eu vin acasă, and we travel all around the world and I bring some souvenir. Vedeți, noi călătorim peste tot prin lumea aceasta și uneori iau niște cadouri, niște amintiri. There comes times where my wife says don't bring any more souvenirs. I don't know where to put it. Și soția mea câteodată zice nu mai aduce suveniruri că nici nu mai știu unde să le pun. You just have to dust it all the time. Pentru că trebuie tot timpul să dau praful de pe ele. Many times I bring something which she doesn't need. De multe ori aduc suveniruri de care ea nici n-are nevoie. Now let's be honest, ask yourself. Dar haideți să fim cinstiți, puneți-vă întrebarea. What makes you more happy? Ce te face pe tine mai fericit? To receive something that you can use? Să primești ceva ce poți folosi? Maybe for Christmas some friend gives you a present. Poate la Crăciun un prieten îți dă un cadou. And you say, "Oh, thank you și so much for the present." Și mulțumesc mult pentru cadou. And he goes home. Și apoi te duci acasă. And you say, "Well, what in the world am I supposed to do with it?" Zice, "Oh, what ce să fac și cu asta?" I have 10 of this already. Am deja 10 lucrușoare din asta. Okay, here's number 11. Și iată o am pe 11. I have received it. Am primit-o. But it's not lambano. Dar nu e lambano. Because it's nothing we can use. Pentru că nu e ceva care să fi primit să putem folosi la ceva. The Holy Spirit is a gift. Duhul Sfânt este un dar. For us not to put in the shelf as dar a souvenir. Dar nu un dar pe care noi să-l punem în raft ca pe un souvenir. The Holy Spirit has been given to us. Și Duhul Sfânt ne-a fost dat. In order to use it. Cu scopul ca să fie folosit. And only.
Și numai. But only. Și numai. By making use of it. Numai ca să ți fie folositor. We prove to God. Și numai dacă îl folosești, that we have really received it. Că l-ai primit cu adevărat. That we have really received it. Numai atunci dovedești că l-ai primit dacă îl și folosești. When my son was small, când fiul meu era mai mic, and I mentioned this here and there already, și am menționat lucrul acesta aici acolo, we bought him a bicycle. I-am cumpărat o bicicletă. I think the first one was even a used bicycle. Cred că la primul a fost o bicicletă folosită, nu știu sigur. Now, when I give him this bicycle and I go to work, când i-am dat bicicleta aceea și m-am dus la lucru, and I come home and see the bicycle somewhere in the garage or in the garden laying on the floor. După ce am venit de la lucru, am venit și am găsit bicicleta undeva aruncată în garaj sau în grădină. And him playing with some other toys. Și îl vedeam că el se joacă cu alte jucării. Won't I be disappointed? Nu e așa că aveam dreptul să fiu dezamăgit un pic? And I say, well, Dominic, wasn't this the right gift? Și ziceam, Dominic, dar nu-ți place cadoul pe care ți l-am dat? Don't you like it? Nu-ți place darul pe care ți l-am dat? Yes, I like it. Oh, da, îmi place. But why do you walk to school if you like it? You would ride your bike. Bicycle, that's what it's for. De ce, dacă îți place, de ce nu ești tot pe bicicletă, te duci să te joci cu alte lucruri? A bicycle is not for our friends to show off. Bicicleta nu ne este dată doar ca să o arătăm prietenilor. A bicycle is to sit on and make use of it and ride the bicycle. Și bicicleta este să te duci pe bicicletă. And I'm getting excited. Oh, this goes so fast. Și de fiecare dată sunt încântat și zic, merge bicicleta. And I'm looking for the next hill where I can go down. Și de-abia aștept să vină următorul deal pe care să cobor. And I'm racing my friends. Și apoi merg cu prietenii mei cu bicicletele. And here comes the story. Și iată istoria. Here comes my friend. Iată aici vine prietenul meu. And I show how good my bicycle is. Cât de bună e bicicleta mea. And I ride it even faster than my brother. Și eu merg mai tare decât prietenii mei, decât prietenii mei, frații, surorile the mele. The Holy Spirit is for us to use. Vreau să vă spun, Duhul Sfânt ne este dat ca să fie folosit. In the name of Jesus. În numele lui Isus. The anointing of God, the Holy Spirit is upon me. Ungerea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este peste to mine. To preach the word of God. Ca să predic cuvântul lui to Dumnezeu. To set the captives free. Să eliberez pe cei închiși și robiți. To heal the sick. Să vindec pe cei bolnavi. To open the eyes of the blind. Să deschid ochii orbilor. Where do we receive it from? De unde primim asta? Ezechiel 47:1. Ezechiel 40:1. We read where the river of God came out of the holy of holies. Ezechiel 47:1 citim cum râul lui Dumnezeu vine de sub scaunul sfânt al Domnului. And this is the last and most important point. Și apoi cel mai important lucru la urmă. The Holy Spirit does not come from man. Duhul Sfânt nu vine de la oameni. The Holy Spirit does not come from a church. Duhul Sfânt nu vine de la o biserică. Forgive me to say it. Iertați-mă, dar trebuie să spun asta. I am a full blood Pentecostal. Eu sunt pentecostal cu sânge de pentecostal în mine. I think in my mother's milk there were Pentecostal teaching. Cred că în gura mea și laptele pe care l-am băut parcă a fost pentecostal și ăsta. And yet the Pentecostal church cannot give me the Holy Spirit. Și totuși biserica pentecostală n-a putut să-mi dea ea Duhul Sfânt. The Baptist church cannot give me the Nici Holy Spirit. Nici biserica baptistă n-a putut să-mi dea Duhul the Sfânt. The charismatic church cannot give me the Holy Nici Spirit. Nici biserica carismatică n-a putut să-mi dea Duhul Sfânt. Why? Because they De don't ce? Have ownership on it. Pentru că nu ei au stăpânire asupra Duhului Sfânt. The only one who has ownership Singurul care are stăpânire is the living